în conformitate cu dispoziția primarului Comunei numărul 318 din 20.11.2023, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal ce va avea loc în data de 28.11.2023, ore 15, în sala de ședință. Să punem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Acum să punem la vot ordinea de zi de astăzi. Cine este pentru? Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personal ai persoanelor cu handicap grav ce vor putea fi angajați de către Consiliul Local Sandureni, Județul Bacău, în cursul anului 2023. Inițiator, primarul Comunei. Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local. Este vorba de numărul de posturi din modalitatea în care erau 20 de posturi sau 22 de posturi. Am avut angajați 20 de persoane. Două persoane au fost date în șomaj, au rămas 18 posturi. Deci, aprobarea pe 18 posturi pe asistență personală. De ce reducem acele numărul de posturi? Spre exemplu, astăzi am făcut o adresă către Direcția Generală de Finanțe pentru sumele necesare a indemnizații și să avea asistență personală pentru anul viitor. Am solicitat 15 miliarde. Anul trecut nu ne-a alocat decât 10 miliarde. În acest moment avem un deficit bugetar de o lună de zile. Adică necesarul de salariu pentru asistență personală este de 53.000 de lei, 530 de milioane. Necesarul pentru indemnizații, pentru 20 de indemnizații, este de 41.000 de lei. 410 milioane. Deci, dintr-o dată, avem un deficit de 1 miliard pe asistență personală, indemnizații, salarii, plus salarii de asistență personală. Avem un deficit de 600 de milioane pentru norma de rană, plus încă un deficit bugetar de 100 adunat pe concediu de odihnă. Deci, deficitul bugetar în acest moment este de 1.140.000.000 plus 1 miliard. Este de 2.100.000.000 deficit bugetar pe asistență socială. Și în speranța că se vor aprova aceste posturi, Silvestru, să fie dat Dumnezeu să fie bine, fratele tău. Dar uite că acum din ce în ce sunt bani mult mai puțini. Deci avem un deficit de 2.100.000.000. Este foarte simplu. Primăria prin proiect, prin sumele aruncate de Direcția Generală de Finanțe, trebuie să plătească 10% din sumele respective. Adică dacă statul ne-a alocat 10 miliarde, noi alocăm 1 miliard. Deci noi, din bugetul local, nu putem să alocăm încă 2 miliarde doar pentru asistență personală și indemnizații. Statul are obligația să ne transmită aceste sume. Printr-o adresă făcută în septembrie, am solicitat 2.700.000. Da. Avem o adresă de la Ministerul Finanțelor care precizează că în cazul când se va efectua o rectificare de buget, Ministerul va aloca aceste sume. Pe total, se reduc numărul de posturi de la 22 la 18 posturi și salariile pe luna decembrie a asistenților personal și indemnizații, nu avem bani pe salariile asistenților personal și indemnizații. Cu mențiunea că primăria a alocat suma de 10% din valoarea totală. Deci primăria și-a achitat obligațiile față de asistenți personal. Întrebări? Să punem la vot. Este pentru prima dată când pățiu așa. Da. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării sărbătorii, împodobirea bradului de Crăciun și date și obicei. Inițiator, primarul Comunei. După cum știți, a apărut ordonanța 90, acea ordonanță de austeritate, care precizează că cheltuielile pe noiembrie și decembrie să se cadreze în cheltuielile pe prima decadă, pe perioada 1 septembrie 2023. Noi, pentru acea perioadă, 1 ianuarie 31 septembrie, nu am avut nicio cheltuială, asta înseamnă că în acest moment noi nu am putea efectua cheltuieli pentru aceste sărbători. Pentru că nu am avut cheltuieli pe 1-31 septembrie. Nu știu ce se va întâmpla. Am întocmit un memorandum
pentru drumul la Belșești, aceeași situație cât și drumul de la Belșești, prin care am solicitat Guvernul României să ne aloce sumele de bani necesare la ceea ce s-a executat. Pentru că în aceeași situație și drumul la Belșești nu au fost cheltuiți niciun ban de la 1 septembrie 31 și condiția lor să fie media cheltuielă pe cele 9 luni de zile. Și ca și exemplu, dacă pe 9 luni de zile am avut cheltuieli de 9 miliarde, asta înseamnă 1 miliard pe an, asta înseamnă că în ultimele 3 luni de zile nu ai voie să-i cheltui decât 3 miliarde. Deci o lună, 1 miliard pe fiecare lună. Chiar dacă tu, la Belșești, ai bugetat 15 miliarde. Dar pentru că tu nu ai avut nicio lucrare, nu poți să cheltui niciun ban. Deci situații. La apă, nu avem voie să mai efectuăm facturi de 1 miliarde. Și am întocmit un memorandum și l-am transmis, era să greșesc și l-am trimis în topal, trebuie transmis Guvernul României. Așa se este și situația. Am supus aprobării câte pachete de consemnat. Pasul cu 31 de pachete la o valoare de 30 de lei pachetul pentru bonurile mamicorului și diferența de 31.000 de lei pentru date și obicei. Să vedem ce se întâmplă. Adică dacă ne dă voie finanțele să plătim, vom efectua aceste sărbători, deci vom face aceste sărbători. E o situație mai delicată în acest. Să vedem ce se întâmplă. Pentru că m-a scris pe mine cineva pe grupul ăsta OATE și s-ar putea să se schimbe acum ordonanța 92, ați văzut? Este un nou proiect de ele, adică nu putem distruge niște date, niște obicei. Stăteam de vorbă cu domnul primar de la Bursănești, la el datinile sunt datinile la Bursănești. Și a zis că el nu poate să renunțe, indiferent de situație. Da, dar acolo nu mai sunt sponsor, nu mai sunt altceva. Da, nu sunt de ajuns. Nu sunt. Nu sunt de ajuns. E agricultorul. Da, nu sunt de ajuns. Da, da, da. Nu sunt de ajuns. Da. Auză. Îți dă 10 lei, 20 lei. Moschiu i-a dat 10.000 de lei la copiii din localitate. Nu, adică dar contează dacă ai niște sponsori de ăștia mari, mai faci niște... Am vrut să facem și noi un eveniment foarte frumos, să le aducem pe Moș Crăciun cu elicopterul. Adică ar fi un ca să intrăm în istorie cu Moș Crăciun coborând din elicopter. Nu permite... Deci, în primul rând, trebuie două persoane autorizate. Domnul care a fi vrut ca să ne ajute, el nu are elicopter, are avion din ăla, nu știu care. Și... Da, de tabar. Și nu are voie să coboare în sat, nu știu cum e. Mare cum. E o situație mai ciudată. Deja ideea a fost curată, nu este filmată și da, dacă nu este pus în aplicare, că nu se poate. Da, el spunea că putem pune în aplicare ideea asta, dar pe câmpul Verșeștelor. Da, e foarte greu să zici copii pe câmpul Verșeștelor. Adică pe terenul de foarte. Nu e foarte. Pentru copii ar fi fost minunat, adică ar fi ținut minte toată viața, așa cum țin minte când am intrat directorul 2006, când festivitatea de închidere a școlii s-a filmat de la Sandoia. Toți directorii au spus că au efectuat. M-a sunat un domn de la Realitatea TV la 10 noaptea, întrebându-mă dacă am realizat festivitatea de închidere a școlii. Și eu, fiind nou director 2007, am zis că vine mâine la dumneavoastră să filmăm festivitatea. Și așa, în anul 2007, pe 15 iunie, festivitatea de închidere anul școlar din Comuna Sănătoși a fost difuzată direct pe canalul Realitatea TV. Că la un moment dat era băiatul ăla lui Pascal și cu pupa zanitei și a venit cu Columbele. Și a dat un Columbele ăla, aia din de la Realitatea TV, și că domnule, n-am nimic pupa, zi, Columbele. Și s-a creat așa o... Că toți credea că-i pupa, dar nu găsești pupa. Da, după domnule la Vadul de Căciun, ideea este că la copii, indiferent de situație, mi-asum eu, nu pot să las fără, cu celelalte date în sărbători, să vede ce se întâmplă. Dacă nu mai sunt alte întrebări, să punem unii la loc. Da. Scuziți, cumpără sau nu cumpără? Copiii fac deja așa, stai, copiii fac. Da, da.
E tradiție, dar măcar să-i dai. Nu, dar nu mie face pentru să nu le face, dar nu să nu puteți să le dai. Nu da să-i dai aia rău, bănișoare. Pentru că mi se bucur. Să nu copiii de asta să nu. Da, da, vedem ce se întâmplă. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre referind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comunei Sâmburești pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor, asece Compania Regională de Apă Bacău, CEA, din 11-12-2023, inițiator primarul Comunei. Da, pentru acea ședință se va pune discuție în cedarea mandatelor de generală administratorilor mici provisorii, pot invit noi administratori. Se va aproba modelul de contract de acelor care le administrează, inclusiv remunerarea membrilor Consiliului de Administrație. Și după aceea persoana nominalizată care va aduce la îndeplinire aceste atribuții vis-a-vis de Registrul Comerțului. Întrebări? Să o punem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Sâmburești la programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate pentru investiție, extindere rețea de canalizare în satele Sâmburești și Comar, Comuna Sâmburești de sub Bacău. Inițiator, primarul Comunei. Așa cum v-am spus în anumite ședințe, dacă ne mai aprobă și acest proiect, eu, ca și suflet, ca să sunt foarte mulțumit. Este, să zicem, ultimul proiect pe care vreau să fie aprobat, în sensul să găsești o linie de finanțare, un program de finanțare, este vorba de rețea de canalizare din Coma, care va fi depus pe fondul de mediu și până la deschiderea programului, trebuie întocmite anumite documente, printre care programul de participare plus devizul general. Devizul general, dacă l-a studiat, vedeți că valoarea eligibilă pentru comune până în 5.000 de locuitori este de 12 milioane, respectiv 12 miliarde. Satul Coman, avem 4.500 de conductă, 4.500 de metri lineari de conductă, plus conducta de refurare care face legătura între stația de pompare de la Sâmburești, de la Biserica Adventistă, plus și stația de pompare de la Coman. În acest deviz general sunt incluse, și aici rețineți, și reparațiile pe drumuri. Adică este o situație nu grea, foarte grea pe satul Coman, și pe toate satele, numai pe satul Coman, unde trebuie introdusă și conducta de gaz. Am conducta de apă, am conducta de gaz. Distanța dintre conductele de apă, gaze și canalizare trebuie să fie de 1,5 metri. Astfel încât conducta de gaze va fi pusă pe acostament, conducta de apă este la 50 cm, conducta de gaze sub asfalt, pentru că nu există asfaltul în momentul când s-a adunat, iar conducta de canalizare se va monta pe mijlocul drumului. Se va tăia asfaltul în mijlocul drumului. Se va proceda exact cum s-a procedat în câmpul Tisic. Am făcut un necesar, a fost la proiectant, proiectantul ok, da. Da, și domnul președinte, vom avea canalizare și la Comună. Automat, dar nu de la... Nu, 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 dar a zis că nu va fi în Comună. Uitați că deja ne bucurăm că vorbim despre un proiect de canalizare și la Comună. Da. Iar la Comună e ok, că e, e okay, mai, chiar întrebat mai ușor. Și nu poți să pui, faci niciodată, nici la stuful. Și nici pe o șavă nu poți să faci. Că sunt multe diferențe de nivel. Și necesită, necesită multe... Și da, pentru că, la un moment dat, studiul nostru, așa cum am prezentat în altă ședință, când încep o investiție, prima dată vezi dacă obiectivul este fezabil. Vorbim de rentabilitate și despre... Da, de rata de suportabilitate. Dacă v-ați uitat pe reportajul ăla, vedeți că am explicat.
Noi tot investim, tot în, ca să putea ca rata de suportabilitate a cetățeanului să nu acopere, să nu avem banii necesari. Și vă spun de ce. Toată această rată de suportabilitate nu este calculată la un salariu minim. Este calculată la un salariu minim. Salariul minim este de 3.000 de lei, 2.200 de lei în mână, sau cât o fi, da? Iar salariul, să zicem pe brut, 3.300 și 7.500. De la 3 ianuarie va fi 10.000 de lei în salariul meu. Adică rata de subalternitate pe un salariu de 5.000 este diferit de rata de subalternitate pe un salariu de 1.900, cum a depus noi canalizat. Asta înseamnă că salariul reprezintă o treime din cel mare, iar taxa pe apă, spre exemplu, pe stufu, ar trebui să fie de 3 ori mai mare. Astfel încât, dacă aici în Sărbăină este 6 lei, 5 lei, 70, 6 lei tona de apă, la stufă ar trebui să fie 20 de lei tona de apă. Da. Pe urmă, vedem la un moment dat că valoarea de amortizare pe 25 de ani, valoarea actualizată trebuie să fie pozitivă în fiecare an. Adică nu poți să pleci. Și acum se calculează. Dacă valoarea investiției este de 10 miliarde. Pe perioada de 25 de ani, valoarea actualizată a achiziției, a investiției, va fi de 25 de miliarde. Ei, acei 25 de miliarde încercăm să împărțim la fiecare an și vedem valoarea de suportabilitate care trebuie să fie pozitivă pe fiecare an care a dat. E puțin mai ciudat. Și atunci, dacă investiția care costă, să zicem, acum 50 de miliarde, dau un exemplu, la o populație, la un număr de case de 370 de case, vedem că este rentabil pe perioada celor 25 de ani. Dacă ne ducem pe Vărșești, s-a făcut studiu de fezabilitate și pe stufu, și pe Vărșești, peste tot. Da. Nu este fezabil. Și atunci nu poți tu, ca și autoritate contractuală, să te duci pe un proiect care nu este fezabil. De ce? La Vărșești este și diferența de nivel a munte, a val, dar în aceea sunt și multe diferențe de nivel. Adică, între Răusul și fundul Vărșești, o diferență de nivel de 54 metri sau 64 metri. Gândiți-vă că n-ai cum să faci canalizare pe zona aia. Niciodată n-ai. Chiar dacă ai vrea, nu poți. Bine, plus numărul populației, plus rarefierea caselor. Da. Dacă nu mai sunt de rând, să punem la vot. Cine e de drum? Adică, foarte ușor, adică, foarte ușor să spui, domnule, nu bagă canalizare în Vărșești. Ca să poți să afirm genul acesta, trebuie să studiezi puțin. Adică, facem cum a făcut una dintre comunele apropiate de noi și i-a dat 350 de miliarde să bage apă într-o comună, într-un sat, o să vă spun. Dar satul mai e tâncă. Păi cum faci tu un sat ăla? Acum vede noi aici. O să vă spun eu, n-ai cum să fac. Adică te bucuri la un moment dat când dă aia 370 de miliarde, 350, dar vezi că n-ai să... N-ajung. Nu. Chiar n-ajung, ok, n-ajung pentru că uitați că n-ar. Dacă vedeți pe devizul ăsta general, statul și-a dat seama, dom'le, a luat-o totul vreistea și a introdus pe rândul capitolul 6 încă un capitol. Capitolul 7. Și ce zice? Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de preț. Și spune acolo 25% îți dă diferențe de valoare. Banca nu vor fi cheltuiți, dar trebuie să fie în deviz general. Adică dacă lucrarea noastră de acum costă 10 miliarde, constatăm că în 2 ani de zile inflația 13,8 plus 13,8 e 27, 25. Tu neapărat trebuie să o termin în 2 ani de zile. Dacă ne tăiem la 2 ani de zile, s-ar putea să vin cu, să mai pui încă diferența de 12 miliarde. Pe un an, 12%. Și ce faci atunci? Da, e foarte greu, adică se poate să... Da, da. Punctul numărul 5. Supuneți-a punctul ăsta. Supune, da. Ok. Da. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre numărul 106 din 24-11-2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 350.000 de lei în conformitate cu prevederile articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 92 din 2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare fiind acordarea unor împrumuturi din trezorăria statului. Inițiator, primarul comun. Domnule, ne-am complicat puțin. Ne-am complicat puțin pentru că n-a greșit nimeni. Nu a greșit nimeni. Dar lucrurile așa s-au complicat de
Nu știu unde s-au complicat, dar s-au complicat. Noi când am ales acea vitajă, am ales-o de pe afil. De pe pagina de afil. Da? Și am ales o mașină Iveco în valoare de 120.000 de euro. Ei, se constată acum o mașină de aia de 120.000 de euro, care era acum 2 ani zi când a depus noi proiectul, cum se vând că e 250.000 de euro, 220.000 de euro. Stai și te gândești cu un moment dat, doamne, este rentabil să cumpere o mașină, o vitajă de aia? Sau nu este rentabil să cumpere o vitajă de aia? Stând și analizând, nu este rentabil. Stând și analizând, adică nici o societate, băieții care l-au făcut, nici o societate, domn primar, nimeni nu îți bagă acum 250.000 de euro într-o vitajă. Dar nu ești societate, ești primărie. Da? E adevărat, dar sunt niște mașini super faine. În situația asta, am încercat să vedem cât costă o mașină. Domnul secretar s-a avantajos în cele de second hand, dar nu pot să cumpăr de la de second hand. Acum am transmis iar două adrese la două firme să vedem cât costă o mașină de aia. Diferența este enormă între o mașină făcută în Italia, Mavrac, sau cum îi zice aia, care costă 250.000 de euro și o mașină care ți-o dă tot la prețul ăsta de 220.000 de euro care este din Bucăță. 200. Și vis-a-vis mașinii din Bacău Renault. Ați văzut, nu? Sunt două tipuri de mașini Renault Bacău, unele mai mari, unele mai mici. Ați văzut? Nu. Deci, uitați la vitanșe? La vitanșe, la vitanșe, la o curățitoare. Până una e 220, una 250.000 de euro. Dar este clar. Adică noi... Păi ei asta fac. Ei asta fac. E bună. Cum am gândit-o noi, domnule, te duci la cetățean și desfânt. Dar îți acopie cheltuielile. Păi asta... Ce face? Situația este puțin mai grea. Noi acum s-a deschis iar, s-a dat iar o hotărâre de guvern sau o donată, o hotărâre de guvern prin care se acordă un cuvântul din banca anumită sume, împrumută niște bani. Dar, păi, dar aici oare nu era, nu știu, o anumită parte la, de la Galt? 50 de mii eu. Păi și rentează să luăm pentru 50 de mii și să punem noi 150 de mii? Păi 150 de mii nu rentează, asta spun. Dar dacă eu am zis așa, noi îi dăm 50, punem noi 70. Da, mai era cum era. Mai era cum era. Să vedem, am transmis două oferte, două cele de oferte de două societăți mari, să vedem cât ne costă o mașină aia. Dacă nu, o să renunțăm, adică nu e rentabil. Pe urmă, am încercat cu TVA-ul intercomunitar, fiind țară europeană. Și am transmis o ofertă, situația e grea, am transmis o ofertă la una din cele mai mari firme din Italia, dar n-am transmis eu, am transmis cineva, un veterinar. Și ia-ți așa, o mașină de 250.000 de euro, bani cash, eu plătești, îți dă 20% de reducere plus 20% de TVA. Deci 40% mai puțin nu dă. Deci, cum o calculate acolo, o mașină, o valoare de mașină 250.000, fiind stat intercomunitar, mi-o dădea până 180.000, dar eu nu pot să iau mașina de la ei. Eu sunt instituție publică și trebuie să o pun cum pot de la o societate. Societatea trebuie să ia și ea bani. Eu puțin mai complicat, să știți. Puțin mai complicat. Da, să vedem, dar nu știu ce să zic. Până 150.000 de euro, hai să zic că am cumpărat-o, da? 250.000 și 400.000. La 250.000 a spus și domnul secretar, nu-mi convine, domnul. A găsit domnul secretar niște mașini extraordinar de bune, cu 50-60.000 de euro. Autocurățitoare din care, adică să dau 200.000 pe una nouă, mai bine iau un secretar din aia de 8 ani de zile, dăm 60.000 de euro și tot dau mai puțin și tot nu folosesc de ea. Că nouă nu trebuie mașină de aia, mai trebuie una micuță să te duci aba de aia, două trăitoare și să iei. Și aia o putem lua? Aia poți să o iei din bugetul local, nu să. Dar acum s-ar putea să vedem aia 50.000. Păi da, dar voi 50.000 îți puțin. Puțin. Și având în vedere că trebuie să iei nou și... Da, nou, acum...
Dacă mi-a plăcut să schimb, aia... Asta vrea să zic, nu vă permite să luați altceva, adică din bugetul respectiv? Sau asta este ideea cu proiectul? Până nu decid cu vitajul asta, n-am vorbit cu... Știu că am mai dat voie, dar nu pot să fiu sigur. Bani statul și poate că o să iei o decizie. Da, dacă ar fi dat-o 80% sau 100%, o luam chiar dacă nu ne trebuia. Exact. Dar noi punem mai mult de jumate și ne forțează să cheltuim și noi foarte mulți bani. Și îți mai impune și condiția. Ca termen de 8 ani zile sau 5 ani zile să nu te duci să faci bani cu ea. Da. Că stai puțin dacă îi dai 100.000 de euro și nu dai 50.000 de euro și nu fac bani cu ea. Nu se poate să... Păi bine, la banii ăștia n-ar fi trebuit să îi impună chestia asta, pentru că ați contribuit destul de mult. Păi îți dă un eu și ei zice să nu faci... Sunt, de exemplu, proiecte care primești 100% și atunci n-ai să te duci să faci activități, că ai primit-o... Gratis. E o situație grea. Da. Vedem ce se întâmplă. Poate întrebări dacă mai sunt, dar nu o să întâlnim. Aici, noi am mers pe două planuri, printr-o bancă și prin finanțe, fiind banca respectivă de o bună 10%, 10,5%, iar aici ori 7, ori 7,5. Cam așa. Deci este roborul care este, era de 6%, plus un plus. Plus 1 punct procentual pentru realizare. Dacă e pe 5 ani, 1,5 puncte procentuale la care se adună la dobânda aia de 6%. Da, supuneți acolo. Da, supunem la bord. Cine e pentru? Punctul numărul 6. Proiectul hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Socaciu Florentina Loredan, domiciliată în Comuna Sândureni, satul Coma, județul Bacău. Inițiator, primarul comunei. Știți de incendiu produs sâmbătă trecută, femeia nu are asigurare, nu are nimic, exact cum a fost și la cetățeanul din Sandoren 1. Am alocat atunci 10.000 de lei, nu știu dacă e corect să propun eu sau nu, ca să nu fie tot 10.000 de lei, dar dumneavoastră puteți să aprobați cât doriți. Adică să, exact cum spunea și domnul Marea, să nu creăm precedente, adică domnule, nu știu, eu nu zic nimic, supuneți cât credeți. Propuneți cineva suma. Sigur, pentru că a fost primul care a discutat cu mine. Având în vedere proporțiile incendiului, dar, na, mă gândesc, nu creăm precedent. Ce sumă? Ca să-l vorbim, când s-o da la urmă, să fie aceea sumă, să nu mai ridici la unul mai mult, la altul mai puțin. 10.000. Ca să nu zic, la ăla ai da la mai mult, la cea mai bine, mult. Bine, sumele astea le putem modifica an de an, dar răspund la început de an, nu? Nu. Că odată și ăștia 10.000 în 7 ani vor fi nimic. Și este valoarea materialelor foarte mult. Vă doar să sunt 3 ani, adică... 9.000, bine. E foarte puțin, dar... E conșorat. Eu n-am primit nimic. Ei, Doru, mă lăsăm că am înțeles și eu așa. Nu putem la timpul unul. Eu nu eram atunci, nu eram nici domnul consilier. Atunci a fost Doru. Spatru. Am dreptate și el, îți dai seama că tot muncii și el. Știu, nu, dar zic, trebuia... Da. Nu-i nimic, eu am zis... Hai să-i dăm retroactiv, domn primar. Știi ce zic eu? Din aia, 10.000 de lei, să-ți dea Dumnezeu sănătate cât 10 ani. Să trăim mai mult cu 10 ani. Eu v-am zis să fiu sănătos și să pot mă să greșu, să faci. Da, și ce înseamnă? Rămâne 10 în suma, da? Da. Supunem la bord. Cine e pentru? Să știți că și eu m-am gândit să găsesc la puțin mai mult, ca să știți că suntem și la, v-am explicat, suntem în deficit bugetar, niciodată la adică, nu știu ce s-a întâmplat. Foarte multe proiecte, foarte multe cofinanțări. Gândiți-vă pentru proiectul ăsta de canalizare de la Spunelul. De la Coman, sunt două luni de zile de cruncare pe mine. Și trebuie să-i dăm și lua la foarte mult. Da. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023. Inițiator, primarul comunei. Da. Deci exact ce m-am spus. Luăm de la căldură,
luăm de la cultură, de la căldură 75.000, asigurări și asistență socială, susținere sub problemă de lemne 75.000 și ducem la salarii la primărie 70.000 și 5.000 la drumul, pentru motorul. Au fost foarte multe poete și foarte multe profilanțe aici. Când ai unul, două poete, stai pe loc. Să punem la bani. Cine vrea? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Sâmbureni la programul cheie. 1. Surse regenerabile de energie și stocare energiei din Fondul pentru Modernizare, aprobat prin Ordinul Ministrului Energiei numărul 1431 din 1 noiembrie 2023 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiții, sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru consum în Comuna Sâmbureni, județul Bacău. Cine puteți avea un domn secretar? Cine puteți avea un domn secretar? Deci, în concluzie, e foarte greu să te bagi în toată poezia asta, dar știți cum este? Te bagi în poezia asta pentru că la un moment dat s-ar putea să nu mai fie bani și să nu-ți mai dea. Așa, nu-și n-ai ce faci. Am avut noroc. Panoul fotovoltaic. Este vorba de panoul fotovoltaic. Încercăm să dormim în boliere pe panoul fotovoltaic pentru iluminatul public. Având în vedere că valoarea pe iluminatul public este enorm, enorm de mare. Deci dacă vă uitați, vă uitați. Consumul pe iluminatul public anul trecut este de 170.000 kW. Enorm de mult. Enorm de mult. Dacă vă uitați, consumul pe școala Sâmbureni este de 17.000. Consumul pe școala Covan de 2.500 kW. E pe școala Breșești 1.700. Condiția ca acest proiect să fie eligibil este ca unitatea respectivă sau clădirii, unitatea respectivă să aibă un consum, sau linia, să aibă un consum de peste 2.500 de kW. Asta înseamnă că școala de la Coma și școala de la Greșești pică, ar fi rămas școala de la Sâmbureni. Dar în același timp și școala, puteam să introduc și școala de la Coma cum vreau clădirii între 2.500. Am depus raportul Consiliul Județean și mi s-a solicitat că toate clădirile care se montează acele panouri fabricatorice, discutam, ne dă expertiză termică. O expertiză termică pe clădirii 3-4 milioane, 4 milioane. Strângeți-vă cu proiectant, vă spune, domnul primar, cu 400 de milioane montez dumitare panoul la școală și nu-ți mai trebuie. Nu-ți mai trebuie niciun bani cu 400 de milioane. Faci dumitare proiect, 400 de milioane la 2500 kW, faci dumitare, nu-ți mai trebuie atâta. Și atunci, am renunțat la cele și la primărie și la școală, pentru că trebuia să fac 3 expertize. 3 expertize costa mult, nu știu, 1.200 milioane. Și am rămas decât iluminatul public. Iluminatul public se va monta panouri fotovoltaice lângă stația de pompare. Este spațiu frumos. Avem un singur număr cadastral. Având un număr cadastral, atunci, în planul de situație, va fi mult mai simplu. Dacă vedeți pe capitolul 4, da? Pe capitolul 4, valoarea este dată de proiectant, nu este dată de mine, este de 900.000 de lei fără TVA, respectiv, ce capitol, respectiv 10.071. Asta înseamnă 200.000, 215.000 de euro. 215.000 de euro. Pentru noi ar fi fost, e foarte benefic să ne aprobe aceste panouri fotovoltaice.
Am avut un lucru pentru că linia de finanțare trebuia să deschidă pe 6, sau pe 20 noiembrie, pe 20 octombrie, nu 20 noiembrie, octombrie, și s-a prelungit până pe 6 decembrie. Ei, noi am venit în perioada aia, sunt 1000 documente necesare pentru a le depune la proiecta. Deci sunt foarte multe proiecte, foarte multe proiecte și... Practic, acolo va veni un parc fotovoltaic, da? Da, ideea e ok, ca și idee e ok un panou fotovoltaic, de fapt face retura pentru stația de epurare, deci panoul cel fotovoltaic este și pentru stația de epurare, și pentru stația de pompare, și pentru iluminatul public. Da. E ok așa mare, e ok, adică aici pe un cămin puneai 20 de panouri, te costa pasul primar și faci și expertiză pasul și sunt adică... A, și expertiza era din bănuții noștri? Tot. Înțeles. Am crezut că îi dă Consiliul Județean, că așa am înțeles din ce ați spus. Ei ne obligau să facem expertiză de 400 de milioane? Nu, nu. Avizul structurii de specialitate, pentru certificatul de urbanism, îi spune aviz. A, studiu geo, aviz APE, aviz mediu, expertiză tehnică, și ne-a dat 11 avize. Ei, dai, să scap în avizele, că dacă stai după avize... Adică... După ce nu ne ajuți, vrei să mergi în curci ceva. De exemplu, la Pug. La Pug avem 28 de avize. La gaze avem 14 avize, nu știu de. E greu să te duci în avize. Adică un dat mai mult cu avize decât să fii executat la fel. Da, e greu. Adică și mai multe, dar sunt foarte multe. De exemplu, acum s-au scos la licitație Pug, Planul Urbanistic General. S-a scos la licitație, acum se scoate licitație supravegherea video. S-a scos la licitație, dacă a scos odată, s-a anulat dotările cu mobilele la școli. Deci aceste trei proiecte care sunt aprobate pe PNR, vin încă astea două, cu fondul de mediu și ele. Este greu, adică să te ocupi. Și sunt proiecte care cheltuiești, dar nu se vede nimic. Că dacă pui tu supravegherea video, toată comuna să vă... Ce te apreciază pe tine? Nu te apreciază nimic. Ce domnul a pus primăria în camere să mă gândească cu doar în situația când Doamne ferește, pățesc cum a pățit vecinul, că i-a furat câinele și a venit și a pățit și mie, a căutat câinele, să vadă din... Și l-a salutat pe film și a văzut cum avea cățelușul, da. Adică nu te apreciază nimeni. Da. Adică vreau să spun ce zicea și mie, că noi dacă nu ne mișcam la coma, repede, sigur. Noi nu aveam asfalt, nu știu că... Nu știu, vedeți, nu este o asfalt, nu știu. Și mai bine atât. Făceam asfaltul la Suful, ia o rotie, la bani, înțelegi? Sunt 25 de miliarde când ne-a dat, dar nu mai aveam bani de buzunete. Deci, de la Suful, dacă s-au făcut, s-au făcut cu bani mai puțin, pentru licitația au fost făcute de ea, nu știu. S-au rămas banii pentru... Da, pentru buzunete. M-au făcut șanțul, îmi trebuie acolo. Șanțul mi se întâmplă. Pot să vă spun acum, acolo de șanță. Doamne, nimeni nu mai acceptă modificări de proiect. Doamne, societatea românească condusă de oameni, cum zic eu, corecți, dar noi suntem incorecți. Eu vă spun sincer, Consiliul Județean Bacău, indiferent cine a fost acolo, doamne, am solicitat avize corecte. Adică nimeni acolo nu mai calcă legea. Nu poți să faci modificare de proiect. Trebuie să mergi cu proiect. Se pare ceva corect. Exemplu, am avut o problemă, dar îmi vine să râd, chiar dacă era terorism, grădinița, un contor de la ISC, de la Minister și la un moment dat, dacă avem și noi modificare de proiect la grădiniță. Nu avem modificare de proiect, mă. Ce? E proiect în sine, am respectat și la un moment dat zice cineva, dirigintei de șandier, și am început să râd. Și ăla de la ISC, au început a râde. Nu că pe proiect nu aveam culoare, mi-a dat o culoare de aia, mi-a închis, găgui. Și că, domnule, dar pe proiect era culoarea albă, nu era culoarea găguie. Ăla de la ISC zice, domnule, dar dă o dispoziție de șantier și spune că e galbă. Mâinii poate vrei să o faci. Adică asta nu se modifică la rezistența unui cărnii. Și îmi spune, și îmi spune, domnul, aici la intrare te dea 3 ghiuviete.
Dar nu mai sunt în vieții de alea mici pentru copii, nu mai găsești nicăieri. Da? Și constructorul zice, domn primar, nu mai găsesc ghiuvete de la mici. Am căutat misitor și o vin treabă, dar căutat, nu o găsăm. Și noi aveam trasă țele. Și am vorbit cu proiectantul, domnul, nu găsăm ghiuvete de alea. Și proiectantul e mic în dispoziție și zice, puneți două de astea mai mari și gata. Adică, și, adică oamenii se cramponează niște lucruri care lor, din punctul de vedere, sunt importante, dar pentru cei din domeniu care au știință și cunoștință de realizarea unui obiectiv de investiție, nu are importanță. Asta vreau să zic. Culoarea are importanță? Da, da, dacă vine unul și zice că nu-i culoarea și trebuia să faceți modificare de proiect. Ce faci? Eu mă duc în tribunal, dar... Nu, 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 dar poate, zic poate că ar trebui reglementată. Dom'le, culoarea nu intră la modificare de proiect. Aia nu intră la modificare de proiect. Nu s-a schimbat. Păi dispoziție de șantier, da. De exemplu... Dar dacă nu ești acoperit și trebuie să dai pe urmă iar cu semnatul, iar e problemă. Vă duceți în tribunal că... Pentru... Da, te duce numai, dar chiar așa nu e bun. Adică suntem conduși de ISC și ISC-ul iar este o instituție ok, să știți. ISC-ul n-am avut probleme. N-am avut probleme, am respectat cu ei, cu toate. Nu am făcut rapoart, nu... Adică, nu sunt absurd oameni, adică... Dacă ar fi absurd, înseamnă că nu s-ar mai efectua recepții niciodată. Adică, nu poți să fii absurd, să nu faci tu recepția o clădiri, să vopsi tu o maior și nu-i galben. Dacă aveați la rezistență, mai era. Dacă aveai la rezistență. Da, dar bine, asta nu o spunem noi, când am zice... O zici, poate găsești ultimul angajat care nu face mai urât ca așa cu cel mare. Că se întâmplă. Se poate. Se poate. Și... Da. Asta e mai rar. Bun. Să punem la vot. Cine e pentru? Punctul 1.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții, modernizare, drum comunal, DC174, sat Berșeș, Comuna Sângren, județul Bacău. Actualizat după licitație. Inițiator, primarul comun. Este vorba de drumul la Berșeș. Sunt aprobați indicatorii termeni economici de scoatere la licitație. După licitație, termeni să aprobăm devizul general după licitație. Trebuia aprobat de acum două luni de zile, dar ne-a stăpat. Dar valoarea e aceeași, adică ca să știți. Valorile sunt pe SICAP, e achiziție prin procedură simplificată, nu poate să obiecteze nimic. Să s-o punem la vot. Cine pentru? Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate a primarului Comunei Sândureni. Ca urmare a publicării legii numărul 296 din 2023. Privind unele măsuri fiscale bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României, pe termen lung. Inițiator, primarul comun. Domnul secretar. Deci bine, la noi sunt de funcție se reduce cu 3%. Le-am luat, le-am redus, așa este prevăzut, 10% din numărul de costuri pilot și comunicate de instituția prefectă. De pe partea asta, altă, pentru că sunt pe trei categorii, deci ca și funcționar public al primăriei, și poliția locală este separată, deci nu se leagă de numărul de posturi de la poliția locală și noi avem un post pentru șofer microbus. Nici de la nu se leagă. Deci noi trebuie ca să facem reducerea la asta 30 de posturi. Și am făcut reducere cu 3 posturi. Posturile erau înființate, nu erau ocupate și am redus. Dacă vreți, vă și spun, deci un post este de tehnicianul urbanist care noi am încercat să ne angajăm, dar e adevărat, e prevăzut așa ceva, dar nimeni nu-ți vine pentru salariul de la comună. Era un post de șef birou de financiar contabilitate care la un moment dat s-au desințat postul, deci birourile, deci automat și postul de șef birou. Și un post care era pe stare civilă resurse umane. Aveam două posturi acolo, erau înființate, nu erau ocupate și din cele două posturi am rămas doar unul. Deci dar cel care va, dacă se va spate la concurs, va acumula cele două funcții. Două funcții. E o singură funcție scurse, două activități. Întrebări? Supunem la vot. Cine cred? Punctul 11. Diverse.
Întrebați eu ce? Sigur. Unde dată, nu știu. Dacă ai ceva. Curs. Dacă ai ceva. Nu am dat multă. Se dezvoltă mapa și cu care a cunoscut. Da, mă debat. Stat nu dă voie să fac asta. Avem bani, dar nu dă voie. Până la anul. Nu dă voie. Poftim în cauza lui? Nu. În cauza lui Lucelul ăsta, din cerpie. Noi avem bani, avem 11 miliarde. Deci, să turnăm și asfaltul, ne costă 1 miliarde. Tot. Dar nu-ți dă voie să fără. Nu. Da, și, și eu totuși am făcut memorandumul ăsta și am fost să am primit la, la guvern, primit-o acum. Dar am sunat pe ăsta, pe executant. Domnul, am zis, ok, domn primar, trage din bicătă o stradă de asfalt. Ăla nu este de rezidență. Dacă dă un ghes puternic, că se sfală în toată doi dacă scrap două straturi, am fază determinată la binder cu ISC-ul. Avem fază determinată cu ISC-ul. ISC-ul de pe 15 noiembrie nu-ți mai dă voie. Nici să tot asfalt, nici să tot beton. Noi suntem în decembrie. Și atunci, cine semnează ție cel de la ISC cu tu pun asfalt la trebuie să-i plătesc o 3 miliarde, 200, 3 miliarde, 500. Am făcut memorandum ăla la min guvernul ca să-mi dea banii aia, să dea voie să plătesc 3 miliarde. Uite, și la urmă. Deci la urmă tot să plăm, nu în prima dată. Da. Da. Copii, bară, copii, primul dată trebuie să încă se toată. Aia este, trebuie să încerc pe cuvioșeștul. Adică, eu lucrare ca după postul finalizez repede, nu mai duci. Nu mai trebuie, exact cum a fost la alții. Ai terminat-o. Până în iunie de fi gata asta. Că vine campania, ne-a doar. Da. Și ea le-i dă. Și ea le-i dă. Puniți în campanie. După aceea face dacă nu știu de domnul de fapt, nu? Da. Mulțumesc. Asta este de unde așa. După aceea se pierde. Cum am zis frumos? Da, doamne.